Cu foarte puțin timp în urmă s-a încheiat prima sesiune de lansare a platformei RO 3.0. Viitorul este aici. Ce ne așteaptă în următorii ani este una dintre întrebări și mergem pentru posibile răspunsuri la colega noastră Ioana Ciobanu și la invitatul său. Ioana, te rog. Bun găsit, un moment foarte important astăzi. Antena 3 CNN lansează platforma RO 3.0. O platformă care va aduce împreună deopotrivă actori importanți pentru a contura imaginea României viitorului. Vorbim despre autorități, vorbim despre companii și chiar în aceste momente vorbim despre un sector deosebit de important pentru România și anume educația. O am alături de mine pe doamna profesor universitar dr. Dumitrescu, este președintele Universității Dimitrie Cantemir. Bună ziua! Cum credeți că va arăta învățământul în 2030? În 2030, învățământul, care are o capacitate de a se adapta destul de mare, va fi ultra-tehnologizat, va exista foarte mult învățământ livrat, scuzați-mă expresia neacademică, în mediul online, întrucât atât tinere cât și părinții acestora vor simți nevoia de a se adapta realității unei lumi ultra-tehnologizate, ultra-modernizate și de asemenea oamenii vor simți nevoia să stăpânească această lume. Deci nevoia de învățare va crește exponențial. Noi suntem pregătiți, deja am inaugurat o școală primară și un gimnaziu care sunt ale viitorului, care deja am început să-l trăim, întrucât aceste două entități preuniversitare beneficiază de unicul hub de roboți umanoizi, de laboratoare de robotică, de laboratoare imersive și în curând de un planetarium. Pentru că nu e așa, trebuie să-i pregătim de mici pe viitorii tineri, viitorii adulți, viitorul este al lor cu tehnologia și cu lumea pe care ei o vor domina. Chiar lângă noi este un robot care vine în ajutorul elevilor. Probabil vom vedea din ce în ce mai mulți astfel de roboți. Vine tehnologia să ajute elevii? Da, tehnologia va ajuta elevii și elevii vor ajuta tehnologia pentru că sunt deosebit de inovatori, de inventivi, de deschiși la nou și sigur că ei vor adapta softurile acestor roboți umanoizi la nevoile lor, la capacitatea lor care se va dori mai rapidă de a asimila cunoștințe, de a le prelucra și de a le întoarce inteligent societății. Vă mulțumesc tare frumos! Lansarea platformei RO 3.0 continuă pe parcursul zilei de astăzi.